Hai de mine, ce vreme! Ce vreme! Cine-i poza? Cine-i poza? Suntem la gura apelor. Da, dar n-am știut pe ce parte e. Deci a două ora, trei ore când vin aici. Și nu știam de versarea asta. Asta în cazul în care lacul se umple. Deversează peste minunea asta, peste betonul ăsta. De sincer că deversarea asta mai spectaculoasă e, că intră pe tunel. Deci nu știu cum o trece Ford-ul. Mamă, mâncați aia sufletul. Hai mă că dacă trece el, trec și eu. Mai pot trece, băi, nene, pe aici. Un punct de reper. La tuburi. Foarte bine că nu e apa prea mare. La nici 100 de metri de tuburi. Cam pare. Pregătirile de iarnă. Bă, dar noi mâncăm răcituri. Ăsta e flambat. Sau frigărui. Afumătură. Super. Super. Super, super. Să nu ne ia foc țăpligele. Crăciorii cum stau atârnați, bă, băiatule. Bună dimineața, doamna Lolescu. Bună dimineața, doamna. Cafeaua e servită pe mașină? E bine. Da. Deci toate drumurile duc la dreapta, iar noi ca niște șmecheri facem la stânga. Vrei scurtătură? Ia scurtătură. Traseul ăsta se numește Bandă Roz. Vrei traseul Bandă Roz? Ia Bandă Roz. Uite aici Bandă Roz. Bă, să fie sănătoși. Vreo 6 ani. Să fie sănătoși care au făcut, că e bună scurtătura. Da. Problema este, nenică, de ce urcăm noi așa de greu? Ia uite-te. Refugiul Branu sau Gugu. Păi nu știu dacă e floare. Uite, avem coș. Înseamnă că avem și sobă. Jap. Drum bun, nu mai bine. Plici. Pliciuri. Mansardă. Bun, și așa. Da, acolo jos este refugiu. Unde mă? Pe acolo, Gugu. Splendid. Ornamente florale pe munți. Bă, problema e că nici Gugu nu mai e ce era. Din respect pentru Gugu, Muntele Sfânt, intră omul de sculț, Muntele Sacru. Chiar dacă nu e vârful Gugu și mai avem de mâncat o pâine, Merila Mare,
Dar are florile astea frumoase pe el. Deci dacă am spus că Gugu nu mai este ce era, hai să ne uităm totuși la el. Uită-l, frate, pe Gugu. Chiar este. Este frumosul vârf Gugu. Deci dacă Gugu este frumos și tu ești mai frumoasă, ce să mai zicem de și modestă. Da, ce să mai zicem de căldarea lui? Căldarea glaciară cu lacul Gugu. Tot din respect pentru vârful Gugu. Tot din respect. După 3 ore jumate pe frumosul vârf Gugu. Splendidu. Vai de mine ce priveliște are. Mamă, ce panoramă are, frate. Băi, băiatule. Băi, băiatule, băi. Fua. Mamă, ce mișto e. Mamă. Ce frumos e. Paula. Pe frumosul. Pe frumosul. Lume, lume. Gugu. Cum zice domnul Gabi, avem un frumos retezat. Cel mai bun traiul urgovan. Da, și eu zic că e Piule Pleșa. Imediat în stânga, da, mă asigur. Da. În stânga mai mult. Și stănuleții? Stănuleții, uite să ăștia aici. Aha. A, ăștia doi. Și ăștia, uite, ăla e salbele, da, căpățâna albelor. Midale. Și se duce în Drăgșanu. A, Drăgșanu și pe aia Scorota. Aia Drăgșanu, dar nu se vede. Pac și te duci spre Piule. Piule, da. Și retezatul? Da. Retezatul? Retezatul? Mare, mare. De la... Da, da, deci, da, de la retezatul care e retezat, cu una, un retezat. La costura. În sus, înspre... Da, super. Dar ce, se super vede. E... Scărișoara. Moraru. Traseul de creastă Bandă Rușie. Păi creastă, frate. Și nor. Și căldări. Creastă. Și voi. Gugu. Frumoși munți Godeanu. Aproape că sunt legați de Țarcu. Tom, mă, frate, parcă n-ar fi urcat toate văile astea. Vreau să facă poze cu vârful Morar. Nu scrie? Eu, ce e pe vârful Moraru? Deci, muchia mâțului, din șaua mâțului. Splendida muchie pe care abia aștept să o urmez. Fai. Așteaptă-mă să vin și eu să mergem amândoi. Îmi doream vreme bună aici. Și o avem. Fai, cât de frumoasă. Mică, dar spectaculoasă. Și doamna aceea. Și lacul Iorgovanu.
Splendid, mă. Uite și valea asta cât de frumoasă e. Doamne! Tot mai frumos. Și mai frumos. O văd Piatra Cloșeanilor, da? Bă, că avem și intrarea mai aici. Ce superb, ce superb! Pa. Băi, nene! Băi, nene, băi! Pe Muchie. Pe Google ai mai văzut? Pe Google. Să nu uităm de domnul Gugu, că pentru el am venit noi aici. Da, de n-am făcut poze pe Gugu. Dar acum dau seama că muchia asta e best. Da, exact pe aici. Exact, exact. Ca să vedem și valea asta. Cu lacul Iorgovan în spate. Da, da. Bă, cât de frumos e, bă, băiatule, bă, băiatule, băi, băiatule, așa ceva. Nu m-aș fi așteptat să găsesc. Știam că e frumoasă, că m-am documentat, dar parcă totuși. Ah, și se termină. De aici ne dăm cu parapanta? Cap de linie, cam, wow. Cam periculoasă capul ăsta de linie. Ușor, mamă, okay. Nu, nu, ajunge. Băi, Doamne, cum le lași! Cadre și cadre. Traseul nostru ca o podcoavă. Gugu. Dosului. Morarului. Și acum ne întoarcem și mergem către Borăscu. Și de acolo la vale. Ocolim Scărișoara, ocolim Burzu. Ce... Da, sperăm că nu. Ce pripajiște avem. Da, da, ai muchia până când cred că dacă ăsta e Scărișoara. Dar îmi plac pâinile, până la urmă miște ușa și a prins și viteză. Până acum nu ne-a plouat, i-auzi. Doamne, iartă-ne! Și că ăla-i galbenă. S-ar putea să ne ude bine, bine? Dar nu, înainte. A fi fost prea frumos. O altă mochie frumoasă. Dar cred că o să ocolim. Paula, la stânga. Ocolim. Vârful Galbena. După o repriză de ploaie. Ploiații! V-ați înșirat pe muchie. M-ați lăsat pe mine pe jos, pe aici, pe curbă de nivel. Mai puturos. Problema e ce văd eu în depărtare, e senin. Sau ce văd eu aici, valea asta superbă, e mișto? Sau apa asta care curge în lăpușnicul mare, e mișto? Sau norii ăștia, așa, ceața asta care se ridică, e mișto? Pe când s-a ridicat ceața din munți, a trecut ploaia, ce să mai... Și Borăscu mare de unde vom coborâ la mașină. Valea s-a făcut, uite Sfinxul din Piatra Sturului cu zoom 10x.
Tu realizezi că traseu ai putut face dintre care două ore și ceva pe ploaie? Adică de undeva de pe plaierile astea... Realizez că dacă era ceață, mă prindeai la... Mă mai găseai la an. Da, te pierdeam aici pe munți. Eu le spus ei lor că tu ții banda. Tu respecti traseu. Păi numai că eu venit să mă coace, dar Corina, uite banda în colț. A, greșeală. Da. Suntem la muchia dintre două voi. Lăpușnicul mic. Da. Să mai aud în depărtare. Doamne, doamne. Și aici, spre Lăpușnicul Mare. Ce vale frumos. Luminată de soare. Hai, soare, hai. Hai, soare, încălzește-ne. Asta e platforma Borâscu. Și acolo e vârful Borâscu Mare. Și noi mai facem o singură coborâre și o urcare, după care la vale. Cred că e a 10-a oră când auzi chestiile astea, nu, Paula? Ce frumos se vede retezatul, acum bate soarele pe el. Da, deci de aici se vede că retezatul e retezat. Da. Deci pe Borâscu, poia, Ana, frate, că vezi cu ochii. Parcă ai fi în Dulci. Ce, Paula, crezi că o pierzi? Poiană, 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 poiană. Îți vezi cu ochii poiană. Când zici că se termină poiană. Iar poiană. Borâscu Mare. Barajul Gura Apelor. Noi, această muchie. După care o luăm pe aici frumos așa în vale. La mașină. Scoborârea de pe Borâscu Mare. Ia uite-l, bă, artistul, bă. Artistul. Ce faci, dragă, nu treci? Ți-e frică de un râuleț? Ce mie? Bă, da, frumos să poteca. Pe acolo. Foarte mișto. Ia uite, măi, Paulu. Ia, mă, să vedem. Că parcă e prea frumos aici. Da, da, acum la vale, cred. Ce frumos. La vale, cum e. Fără odină. Fără odină? Fără odină și fără grabă.